Da. Bună dimineața, prieteni. Haide, campionat. Mergem dincolo. Unde dincolo? În față. Unde vrei, acolo te duci. Stăm aici. Unde vrei? Mă întreb pe mine unde să stai. Să stăm în liniște. Hai. În liniște. Jos. Hai să vorbim. Hai, jos. Mă întreb pe mine unde să stă. Care e ăsta fericit la prima oră? Să sculă cu muzica. Da. Mă lu văd eu. Aici. De vrei? Da. Mergem și la vecina. Nu știu unde să stă. Da. Aici, uite ce frumos avem aici. Bucătăioara noastră. Ce frumos avem aici. Da. Ia zi. Ia să te gândesc. Să mai povestim. Ia zi. Zi, dă-i drumul. Să punem telefonul. Spunem și noi, transmitem un mesaj astăzi. Astăzi transmitem și noi un mesaj. Ia, e bine? E bine. Mă văd? Ce vezi? Treci tu pe partea asta? Lasă, părea, mă văd eu. Hai, mă. Ia vezi. Da, foarte frumos. Nu știu, dacă nu se vede, vezi ce-ți fac. Ce faci? Mie că ești la bicicletă. Prieteni, ne-am trezit și noi. Bună dimineața la toată lumea. Este ora 9:30 la noi. Bem cafeaua, doar noi doi. Copiii mai dorm încă. Și vrem să transmitem și noi un mesaj frumos pentru frățiorul meu, Florin. La mulți ani, hai mă îndură de-a-te. La mulți ani, Florine, multă sănătate, tot ce-ți dorești tu, alături de familia ta, împliniri în viață și sănătate, frățioare. Îți dorim multă sănătate, Florine, alături de mama, acolo, familia ta, și să fim sănătoși, Florine. Toată familia mexicanilor. Am avut și noi destule probleme, Florine, și de asta îți spun că sănătatea și libertatea este pe primul loc. Dă-și mie o scrumiere. Dar astăzi, ce ne pregătești, Florine? Ia mâncare! Astăzi vreau o ciorbă de aia de bună, făcută de mama, și să beau un pahar de vin. Atât, Florin. O scumire n-avem aici. Dă-o făfurie ceva. Pe ce n-ați mai făcut curățenie, vedeți, geamurile? Mec. Să faceți pe aici, da? Păi, în bucătăria... Unde? Au, unde să ne împărțim? Da. Dă și mie. Da, prieteni. Te-ai necat? Nu, dar cred că e, este răceală mare. Am luat-o și eu. Am luat-o și Câmpeană și toți, nu știu. De-aia, da. De-aia te simți așa. Da. De-aia mi-e rău. Prieteni, nu știu cum să vă zic. Dar stai să întorc camera și să fie Câmpeană lângă mine, să vorbim ceva mai serios. Uitați-o. Gata, prieteni. Nu vrei să vin lângă mine? Bă, dar nu am multe. Să te vezi și tu, că ai multă lume, ai mulți prieteni care vor să te vadă. Doamne, uite-mă lângă tine sunt. Lângă tine. Da. Cum e melodia aia? Lângă tine, nu mai știu cum. Mă, Câmpeană, multă lume vor să te vadă. Care e problema? Ce? Le mulțumesc din suflet. Eu, un prieten, am crezut că nu mă iubește nimeni. Foarte, foarte multă lume te iubește. Chiar ieri m-a sunat cineva, Doamne. Știu. Îi mulțumesc, Doamna. Să rămână, Doamne. Să rămână, vă mulțumim.
Nu spunem cine, nu spunem nume, dar ieri care m-ați sunat video, să rumâna, vă pupăm, să fiți sănătoși nu că... vedea să cred. Și vă mulțumim din suflet, nu mă așteptam cine ne urmărește. Da, îi mulțumim din suflet, mulțumim. Și chiar să treceți pe la noi, să ne sunați când aveți timp, doamnă, să veniți pe la noi. Da. Da, bine. Sunt puțin așa răcită, mă doare în gât. Da. Prieteni, doar asta vreau, nu știu, vă spun scurt atât, că am văzut unele, am primit mesaje destule, am primit și comenturi acolo, legate de copil de Leonardo. Prieteni, nu știu ce am greșit, ce am făcut, am fost și eu ieri, când m-am dus, n-am văzut copilul de o lună jumate. Și am fost după David, am fost și eu, m-am trezit și m-am dus și eu la școală ieri. Și n-am filmat, n-am făcut nimica. Chiar nu am dreptul să îmbrățișez și eu nepoțelul sau ce am făcut. A trecut copilul pe lângă noi, l-am pupat. Deci era cu Anca, l-am îmbrățișat și eu pe copil, i-am luat un suc, i-am luat și eu niște dulciuri, l-am luat în brațe. Ce trebuie să spun sau ceva, sau n-am voie să-l îmbrățișez, e copilul meu, e nepotul meu, Doamne ferește, nu știu, multă lume, în fine, e treaba lor. Nu mai spune nimic, lasă, nu mai spunem nimic, asta e, mergem înainte. Lasă. Tot așa am trecut toată viața noi, tot așa am lăsat după toată lumea. Cum prieten, că toată lumea, toți avem de la o vârstă, de la peste 40 de ani, 40-50 de ani, avem nepoței. Nu pentru nepoței, pentru copii trăim, nu pentru copii muncim, nu pentru nepoței ne dăm viața. Și acum, nu am dreptul să-i văd sau ce? Nu, trebuia să trecem ieri și să nu băgăm pe nimeni. Cum adică trebuia să trec, vezi, Doamne, că... În fine, lasă, nu mai spune. Deci nu că mi-a zis cineva din familia lor, nu, deci nimeni nu mi-a zis ceva sau... Da, uite că n-au mai venit copiii la noi, am doi copii, că mi-a zis multă lume, mi-a zis că vezi, Doamne, ce un nepoțel ai, că de ce nu vorbești de Alex? Păi, Alex nu știu, nu era la școală. Nu, Alex era, dar Alex ieșea la două, Alex ieșea la două. Și doar pe Leonardo l-am văzut. Fiecare după ore când iasă. Da. Nu fac diferență eu. Ce diferență să fac? Între nepoți sau... Nu am cum să fac eu. Eu și când eram nepoții aici la noi, când cumpăram ceva la unul, cumpăram la toți trei. Da. N-am cum. Și n-am cum să spun să nu mă duc la copii, pentru că ei sunt viața mea, pentru ei trăiesc. Nepoții mei. Nu, să nu ne interzică nimeni. Nu are voie. Asta e exclus. Cum adică să-mi spună cineva, n-ai voie să vezi să îmbrățișești copiii și să iei, să le dai ceva? N-am cum. Treaba doar asta. Că am tăcut acum timpul ăsta, am zis timpul, gata, așa. Mergem înainte și nu avem treabă cu nimeni. Să-și facă fiecare dan brauă, că eu n-am treabă cu dan nimeni. Brauă, da. Păi normal, să-și facă fiecare, că asta pe din coace și gata. Deci nu că am filmat copilul sau ceva, să, nu, doar că l-am pupat, l-am luat în brațe, nu mai puteam. Păi și cât ai stat cu el ca să fie? Nu ai stat mai mult de cât ai stat? 20 de minute. 20 de minute. Și am plecat, l-am luat pe David și am plecat. Da. Las, că într-o bună zi o să vină și pe la noi, că nu, nimeni nu cred că nu îi lasă să vină și la noi. O să vină și la noi, o să-i lase, că mă gândesc că sunt oameni și înțeleg asta. Cum? O să-i lase și la noi. Dacă nu îi lasă, asta e treaba lor. Tot mergem la școală și tot îi vedem dacă nu îi lasă. Da. Dar eu nu cred că... Poate se gândește ei să lase copiii, că asta nu e ok, pentru că nu e bine de copii. Adică cum să le interzică, să le zică să nu vină la noi. Asta a exclus, nu cred că spun asta. Da. Ce facem, Câmpeană? Astăzi, prieteni, este ziua lui Florin. Ce să facem? Mâncăm, bem?
Mergem, da, și m-am trezit, uite cum sunt. Da, uite ce moarte am. Da. Ne-am trezit și repede cu televizorul pe noi. Da, păi da, asta e meseria ta. Asta e meseria noastră, prieteni, da. Să pornim televizoarele pe toate canalele. Pentru voi, prieteni, le pornim ca să vedeți ce mai facem noi în fiecare zi. Vă mulțumim din suflet că ne urmăriți. Și astăzi mergem la Florin să vedem ce ne pregătește Florin, prieteni. O să facem și un live acolo la Florin, o să facă el. Cum am făcut eu de ziua mea live cu muzică, da. Facem și la el. Și cam atât, prieteni, pe ziua de azi. Și hai să mai lăsăm spațiu acolo, să mai lăsăm pe hardul nostru un pic de spațiu și ca să filmăm și de la el. Mergem? Mergem. Prieteni, murături n-am făcut, hai să vă spun. N-am făcut nimic. Păi? Nu mai fac. Nu cred, nu mai. De ce să nu fac murături? Și? Uite, mă duc și tu când ai poftă, cumpăr și eu. Nu mai fac nimic, stau și eu așa. La oalele lua lumina în primire, eu nu mai fac. Fiecare, gata, am ieșit de la oale. Eu spuneam să-ți iau menajeră și tu cum? Păi e bună, ia menajeră. Eu spuneam să-ți iau menajeră, să aibă grijă că ai văzut cum greșești pastilele și alea. Le mai încurc, le mai însuțesc. Ai băut cafea? Ai băut cafea? Nu? Păi nu mai bea, beați un ceai. Am beau lămâiecu. Da, prieteni, haideți că revenim, mergem la Florin și filmăm și de acolo o parte. Și cam atât pe ziua de azi, prieteni. Începem și revenim de acolo. Hai. Am venit la mama, bună dimineața. Ia, cine filmează aici? Ce e aici, regina? Stai un pic, ce e aici? Picior de porc. Picior de porc? Ha? Ia, hai să vedem ce ne face mamuca. Mamuca mea. Au, mamucă! Ce e acolo? Uite, o găină, mamă. Da, bucure, dar eu să-ți plătă pe tine. Uite, o găină. Și ce? Ce? Așa, nu te-a sunat. Să vii la ziua lui frate. Nu mai sunat. Facebook-ul chis la e, da, cum Facebook-ul chis? E grăsime, mai. Da, a avut Facebook-ul chis. Grăsime, da. A, uite, mama, asta ce e aici? Găină de casă. Ce e asta? Păi de suric. Ha? Păi de suric. Nu mai spune așa, că mâncăm azi. Păi de sflecă. Da. Ha? De floci, ne-a adus sorul meu, uite. Sorul ta ți-a adus? Sorul meu mi-a adus. Dacă vede vlogul ăsta, uite ce a adus sora lui mama. Mi-a adus. Gabi, ce ți-a adus? Niște o frunză de floci. Doar foile? Da. Și carne ceva pe lângă, nu? Nu. Aduce mai târziu? Aduce mai târziu. Știi că pionul principal este rânsul. Asta e. Și facem un grătar. Un grătar. Carne de porc, de oaie, mici, cârnăți, toate fără. Să fii sănătos, ajungi. Un grătar de inox. Cât să mâncăm noi aici, în familia mexicanilor? Da. Nu mai Regina mănâncă mai mult, tot de Regina. Regina se sculă, face curat, ne ajută Regina. Uite. Păi dacă toată noaptea am avut și noi petrecere, ce vrei bunică să mai luăm de la ora 5? Păi am fost și la petrecere. Ce vrem o imagine aia? Mamă, mi s-a dus camera, ia uite, telefonul gata, ia oprim. Mamă, prietene, de să vă spun ce mi-a adus și mie Lucica. Tortulete, ia uite-l pe Florin aici. Era Florin cu toată familia, o să apară pe vlog la mine. Unde e? Pe poza cu toți am fost aici. Stai să sară. Și eu eram. Nu, că nu. E de revenire. Eu nu eram. Pe poza aceea. Fără mine. Ia dă cu ce să tai. Tai-am, dă să-mi tai. Uite, poza asta era. Poza asta este, o să apară la mine pe vlog. N-ai făcut vlog? Ba da, am făcut, dar m-a prins fratele la ora 12, a venit pe mine afară. Ce faci afară? Bă, ce cauți după mine? Da. Hai, bă. Hai, simt tu că ai tot întot ieri. Bă, ce place, mă, adică... Dar de ce mole? Nu l-ați băgat să răcească? Ba da, a fost la frigider. Și? Păi eu știu, l-a făcut un repedal. Domnul Furculiță. Yeah, no, 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 no.
Ia să vedem, să dăm o notă. Ce? La tort. Păi, dăm notă că a fost de la toată surpriză. Dar nu putea să stea oamenii după Florin, că a ajuns cam târziu acasă. Și, da, surpriza am făcut-o mie familia, pentru că nu s-a putea, era târziu. Eu nu știu. Păi și-ai închis Facebook-ul. Eu te cum să fie telefonul meu, Facebook-ul dacă meu dacă îți spun, te-a sunat și Glon și frate tău. N-are cum, trebuia pe număr și pe Facebook. Dacă nu am numărul tău. A, Florin n-are. Nu știu ce-a făcut Florin, dar eu și Glon te-am sunat. A, bine, trebuia să mă sună. Da, bine, lasă, era târziu, 12 noaptea. Păi da. Nu să mai vin la 12 noaptea să mănânc tort. Astăzi mănânc fripturi. Astăzi facem și fripturi, a făcut la seară, dar seară așa puțin. Astăzi mănânc friptanii. Mâncare da. Făcută de mama bio. Da. Găină cu foi de sflecă. Foi de floci. Nu mai spune așa, că aude lumea. Așa eu le zic. Mă, mamă, să uite o lume întreagă, nu mai vorbi prostii. Nu mai zi așa. Mi-a dus o sorul mea. Sorul mea e moașa lui Florin. Nu știați? Da. E ba da, să vedem moașa lui Florin, da. Da. Și? I-a adus ceva de astea? La masă? Nu cred, i-a adus... Cine i-a luat cadou de la Bigoti? Nu e, mie, pastile mi-a adus. Ia uite-l pe Ion al mare, ia uitați, îl vedeți? Ce vedea, o să spală pe față? Îl vedeți, prieteni, acolo? Ia. Ce bani mă vorbește pe românește, traiește? La mulți ani de aia am venit aici. La mulți ani să fii sănătos. Vino ca să te vadă lumea, că erai mititel, astâta erai. Erai mic, la ora 6 te-ai făcut astăzi. E micuț. La mulți ani, la mulți ani să trăiești. La mulți ani, bacto de lodelo. La mulți ani, frățiorul meu, aveți că am pus acolo un mesaj pe Facebook-ul meu, prietene, o poză pe Facebook-ul meu, aveți acolo, să vedeți o poză, noi doi frații, trei frați, cei trei mușchetari, mai avem un frățior, când a venit ziua lui, facem și lui surprize, că-mi iubesc frații foarte mult, eu al mare am grijă de ei, așa mi-a lăsat tata vorbă, să am eu grijă, eu al Ion al mare, să am grijă. De aia, da, eu am grijă de frații mei. Normal. Și familia mexicanilor, nu? Gata, prieteni. Vă mulțumim frumos. Prieteni, să-mi scrie și mie că pun acolo un filmuleț foarte scurt. Am fost ieri plecat și am vrut să-mi cumpăr o boxă. Să-mi spune și mie dacă merită banii 300 de euro. O boxă. Chiar am acolo o filmare foarte scurtă cu muzică. Este o boxă mare cu un display în ea, cu calculator, cu laptop și are programul ăla, cum îi spune, nu știu, de pe telefon, de poți să te uiți și filme, o să vedeți, e foarte mișto. Dacă își merită banii, 300 de euro. Vreau să o cumpăr ca să avem de sărbători, de Crăciun, de Revelion, să ne punem muzică, tot ce vrem digital de pe laptop. Are laptop băgat în ea, e foarte mișto. Eu zic că 300 de euro nu e mult. N-am luat-o că nu mi s-a părut că merge foarte tare, dar claritate super. Gata, prieteni, vă mulțumim frumos, vă dorim o zi minunată, fericită și ne auzim și mâine. Vă pupăm, vă iubim!